dincolo de oricum balon dincolo. Dincolo. Azi ești puțin, ești puțin din decor, te dormi e dor. De ce ai repetat Lori din Onești? De ce ai repetat Lori din Onești? Ai zis de vreo două, trei ori, mai ales la final, cu Ploiești și Lori din Onești. E locul în care m-am născut și sunt mândră că sunt o fată venită dintr-un orășel micuț și cumva faptul că n-am uitat de unde am plecat și că sunt mândră de rădăcinile mele. Nu sunt genul de persoană care își cosmetizează trecutul în momentul în care, eu știu... Ce ascultai? A devenit celebru. La Onești. Ce ascultam? Ascultam ABBA. Care sunt ăștia care te-au format? Când eram mică, mama m-a învățat folclor, muzică populară. Primele cântece, apoi Margarita Puslaru, cântam, îmi plăcea foarte mult ca așa prin clasa a întâia, a doua, să descoper ABBA și Bonnie M și Bee Gees. Cred că erau singurele trupe pe care în România puteai să le asculti atunci. Beatles-ul l-am descoperit mult mai târziu. Nu prea erau așa promovați la radio. Dar de către comuniști. Ce te-a aruncat pe scenă? De ce ai vrut? Și așa ce de timpuriu? M-a aruncat plăcerea cu care cântam. Îmi plăcea să cânt. Țin minte că mergeam în excursii cu autocarul ONT și aveau microfon acolo la șofer. Și eram fascinată de microfon, de amplificare, știi? De faptul că pot să cânt și devenise chiar un obicei ca în fiecare zi să fac un mini-recital pentru toți cei care călătoreau cu noi. Și atracția asta, aplauzelor, întotdeauna mi-a plăcut să fiu iubită, să fiu aplaudată, să fiu cumva în centru atenției. Am fost extrovertită. Nu știu, probabil caracterul meu, firea, de când mă știu și la școală și pe scenă, mi-a plăcut să fiu number one. Depinzi, dacă nu auzi aplauze, te apucă anxietatea, supărarea? Cumva n-aș putea să trăiesc mai mult de câteva săptămâni fără să cânt. Cine știe?